Dragilor, suntem la biroul lui Dragoș și am zis să-i punem câteva întrebări. Știți că v-am zis mai devreme, Dragoș este aici de 17 ani și vrem să întrebăm cum este pentru el viața aici în Paralia. Și un lucru care nu-mi place este... Dragilor, suntem la biroul lui Dragoș și am zis să-i punem câteva întrebări. Și eu o să vă răspund cu plăcere, că de asta ați venit, nu? Da. Oricum, una dintre întrebări pe care tot am primit-o în ultima perioadă, băi, v-ați întâlnit, mă, cu Dragoș și ați fost în Paralia. Da, uite, ne-am întâlnit cu Dragoș și nu e prima dată când ne întâlnim cu Dragoș. Și vă aștept și pe voi să ne întâlniți, să ne întâlnim toți aici, nu? Corect, da. Dar oricum vă simțiți ca acasă aici. Corina, ce ai vrea să-l întrebi pe Dragoș? Știți că v-am zis mai devreme, Dragoș este aici de 17 ani și vrem să întrebăm cum este pentru el viața aici în Paralia. Ca un grec adevărat. Adică un grec adevărat înseamnă că este un om fără stres, fără prea multe griji. Viața în Grecia este o viață în care oamenii nu prea cer foarte multe lucruri de la tine. Trebuie să fii natural. Hai să vedem că poate ne convinge până la sfârșitul vlogului să ne mutăm și noi aici. Vă aștept cu drag la anul viitor, de la început așa, toată vara. Da, am văzut că vorbești foarte bine limba greacă. Cam cât timp ți-a luat să înveți limba greacă? Acum depinde și de vârstă, la vârsta la care vii. Eu am venit la 19 ani și la 21 deja puteam să vorbesc cu oameni liniștit, fără să merg la școală sau cursuri, dar ideea e că te învață ei. Grecii fiind foarte comunicativi și sociali, trebuie să vorbești cu ei pe limba lor. Engleză nu prea știu, chiar dacă se ocupă cu turiști toată ziua, nu prea vorbesc grecește, engleză aici, grecii, și atunci te forțează ușor să le vorbești limba. Cred că într-un an jumate, 2 ani, poți să te descurci liniștit. Și cum te-au primit pe tine așa ca român? Că până la urmă tu faci parte din familia lor acum de atâția ani de zile. Da, dar grecii în general primesc românii cu plăcere. Și când am venit eu aici, deja turismul românesc era în floare. Veneau foarte mulți români. De atunci, cred că au trecut până acum jumătate de Românie pe aici, prin Paralia. Așa este. Grecilor, mai pe scurt, le plac românii. Suntem înfrățiți așa cumva. Cori, ce vrei tu să-l mai întrebi pe drag? Ce mai vrei să mă întrebi, draga mea Corina? Acum, pentru tine, răspund la orice. Pe un călător. Da. Hai să-l întrebăm pe un călător. Pe un călător. Pe un călător. Da. Ce fac după sezon? Da. Interesează? Da. Era pe lista de întrebări. Așa. Când se termină sezonul? Sezonul în Grecia începe din mai, la jumătatea lui mai, și se termină la jumătatea lui octombrie. În Paralie, pe la jumătatea lui octombrie, nu mai este nimic aici. Toată lumea pleacă acasă, gen în Caterini. Grecii fac naveta, vin din Caterini în Paralia. Și eu ori călătoresc, de asta sunt un călător, merg în văd familia și apoi mă ocup de vlogurile mele. Da, dar tu ești un călător, dar de fapt acum sunteți doi. Cum faci cu canalul de... Păi sunt un călător și Victoria. Și Victoria, da. Deci un călător și Victoria, nu suntem doi. Nu sunteți doi. Am bun. Un lucru care îți place în Paralia și un lucru care nu îți place în Paralia. Lucru care îmi place este că mă întâlnesc cu foarte mulți români aici și mă simt ca acasă. Și un lucru care nu-mi place este că lucrez 5 zile fără nicio zi liberă. 5 luni fără dacă zi liberă. Dacă erau 5 zile, era perfect. Pe ton, era. Atunci a plăcea tot. Bun. Am văzut că de curând te-ai căsătorit. M-am căsătorit. De 6 luni. De 6 luni. Suntem tineri în surăței. Și te-ai gândit să vă stabiliți aici în Grecia sau să vă întoarceți înapoi în România? Cum? Păi ne-am gândit să ne stabilim 5 luni aici în Grecia și apoi unde mergem să călătorim. Da. Probabil acum nu pot să răspund la întrebarea asta, doar un copil cred că ne face să ne gândim mai serios la a te stabili undeva. Deocamdată nu suntem. Da, suntem 5 luni pe an aici, stabiliți. Victoria a învățat română? Victoria învață grecește, deocamdată, că suntem în Grecia. Ea pe rând. Da. Dragoș, spune-ne ce proiecte mai ai în lucru? Proiecte de viața personală sau proiecte de pe YouTube? Pentru că de pe YouTube
Vreau să îmi strâng cele 4000 de ore de vizualizare ca să pot să monetizez canalul. Sper să mă ajute toată lumea acum. Haideți, intrați acolo să facă pată. Cât mai ai nevoie? Mai mult la mine, mai am 500 de ore. Ah, gata. Le facem. Până plecând din vacanță, intrați toți acolo, facem ore. Și proiecte personale, vreau să termin vara și să ne vedem în Jamaica cu un călător și Victoria. Oh, deci planuri mari. Planuri mari, super. Da. Vă aștept pe toți aici să vină lumea, că anul trecut, datorită COVID-ului, nu a fost multă lume și călătorile mele au fost așa mai puține. A fost puține. Mai greu. Da. Anul ăsta, după cum vedeți, deși este lege că trebuie să purtăm mască în Grecia, nu prea poartă lumea, după cum ați observat și voi. Deci sunteți bineveniți să contribuiți la plecarea mea în Jamaica. Așa, veniți. Facem și orele și contribuim și la plecare. Super. Dragilor, dacă mai aveți alte întrebări, lăsați-ne în comentariu ca să revină Dragoș cu răspuns către voi. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like și un subscribe. Iar dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postăm un nou video. Eu și doi hoinari vă mulțumim pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!